Întâlnire de gradul 0 în Spania. Laszlo Sepsi a ajuns în Spania, însă nu la Benahavis, acolo unde sunt cazați poliștii. Fundașul este liber de contract și s-a alăturat lotului celor de la Dinamo Kiev, unde se află în probe pentru următoarea perioadă. Degeaba l-a așteptat Gheorghe Chivorchean, Marian Iancu și Valentin Velcea în cantonament. Sepsi a luat drumul alte echipe. Dinamo Kiev ar putea deveni cea de-a șapte echipă din CV-ul lui Sepsi, după Gaz Metan Media și Rennes, Gloria Bistrița, Benfica, Racing Santander și Poli Timișoara. Laszlo Sepsi a fost declarat liber de contract de către TAS, însă Marian Iancu a declarat săptămâna trecută că îl așteaptă la echipă.